Vineri 11:33, deja nici eu nu mai știu când fac emisiune, că este joi la 12, joi la 11, joi la 1, vineri la 12, da, emisiunea Cappuccino este vineri la ora 12 de regulă. Ieri l-am avut ca invitat pe președintele PSD pentru că atunci s-a putut Marian Mina și tocmai de aceea am făcut emisiunea. Ieri a fost un fel de schimbare așa între mine și de colegul meu, Jim Diaconescu, care va avea emisiune undeva cam peste o oră și jumătate din acest moment cu doamna deputată Elena Dinu. Avem un invitat super mișto astăzi, o să vreau numai să mă suportați 3 minute, e micul meu monolog de început, pentru că vreau să vă vorbesc un pic despre un proiect extrem de interesant care nu a trecut ieri. Ieri, în cadrul ședinței de Consiliu Local, a avut loc votul pentru campusul pentru învățământul dual, pentru că mulți dintre dumneavoastră au înțeles că s-ar construi vreo mare facultate la Giurgiu, nu este vorba de o școală de meserii cu internat și cantină. Cam asta se dorea a fi, o construcție pe 20.000 de metri pătrați, cu 10.000 de metri construiți. O chestie care nu că am fi împotrivă, ci pentru că, din punct de vedere al oportunității în acest moment, nu este binevenită pentru Giurgiu. Dar bineînțeles că colegii noștri de la PNL dezvoltă Giurgiu, reconstruiesc Giurgiu, reclădesc Giurgiu și pentru acest lucru o să vreau să vă spun cât îi interesează pe ei școala giurgiuveană și cât îi interesează pe ei educația copiilor. Astăzi, acum, caldă, fierbinte, acum 15 minute am primit-o și am distribuit-o, primarul PNL din Vedea, Marian Țaga, a trimis în judecată și spune în felul următor. Primarul Țaga Marian, la data faptelor, primar al comunei Vedea, județul Giurgiu, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea de fonduri pentru drepte europene. Tudor Cristina Daniela, la data faptelor, director al școlii gimnaziale Apostol Arsache, Șerban Alexandru, la data faptelor, viceprimar al comunei Vedea, Coardă Stelian, angajat al primăriei Vedea și FC Höfner com SRL, cu privire la tot felul de idei. În principiu, ce s-a întâmplat? O să încerc să fiu scurt. În cursul anului 2019, școala gimnazială Apostol Arsache din comuna Vedea, județul Giurgiu, condusă de inculpata Tudor Cristina Daniela, s-a calificat în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene, prin care elevii urmau să beneficieze de o tabără de 7 zile în stațiunea Rânca, județul Gorj, activitate care, din cauza pandemiei, a fost amânată până în 2021. Concret, tabăra a fost organizată de firma respectivă în perioada 5-11-7-2021 pentru un număr de 45 de elevi și 5 însoțitori, conducătorul grupului fiind directorul școlii gimnaziale ale Apostol Arsache, Tudor Daniela Cristina. În momentul în care copiii, grupul de copii și profesori au ajuns la pensiune, elevii au fost anunțați că vor sta de fapt doar 4 nopți din totalul celor 6, după care, în data de 9-7-2021, după plecarea copiilor din tabără, la pensiune s-a cazat până în data de 11-7, inculpatul Țaga Marian, împreună cu mai multe persoane, rude și prieteni, fără însă ca vreuna din acestea să achite vreo sumă de bani pentru cazare și masă, toate acestea fiind acoperite din fondurile nerambursabile destinate elevilor. Deci, cam despre asta interesează educația din județul Giurgiu pe acești domni de la PNL. Tot despre PNL o să vorbim și astăzi, în cuvinte extrem de laborioase și de plăcute și de frumoase și de interesante, pentru că acești oameni, într-adevăr, și-au dorit să dezvolte Giurgiu, să reclădească Giurgiu, să construiască. Oamenii aceștia au fost susținuți de către Dan Motreanu, de către domnul Dumitru Beanu, de Alexandru Andrei, de Toma Petcu și invitatul meu de astăzi este un consilier local din partea Partidului Mișcarea Populară, se numește Vasile Șerban, din comuna Cosoba. O să încerc să depășim momentul în care suntem prieteni, nu o să fie neapărat așa la modul protocolar. Mă bucur că te-am alături de mine. Și eu mă bucur pentru invitație și cu mare plăcere onorez să fiu prezent. În primul rând, pentru a dezbate subiecte destul de comune pentru noi, pentru localnici, problemă cu care ne confruntăm de o foarte bună perioadă de timp, inclusiv în speță proastă administrația localității, lucrurile voit, rău sau intenționat făcute, altele din greșeală. Hai să o luăm un pic pe rând, pentru că sunt convins că se uită o sumedenie de oameni la noi. Vreau să spun că chiar în acest moment sunt 50-60 de persoane care se uită live la noi în acest moment. Aș vrea întâi să facem o scurtă prezentare. Cine este Vasile Șerban? Vasile Șerban este un tânăr giurgiuvean născut și crescut în localitatea Cosoba, în spiritul comunei Cosoba. Și până la urmă îmi doresc să reprezint
Comuna Cosopa și pe acei oameni care sunt nemulțumiți și nu numai. Îmi doresc ca acest Vasile Șerban, alături de majoritatea oamenilor de bună credință și bine intenționați, să putem să găsim soluțiile bune, benefice și salvatoare pentru localitate, că în ritmul actual... De ce ai intrat în politică? Tocmai din această cauză, exact ceea ce v-am spus mai devreme. Datorită lipsei de proiecte, lipsei implicării, nu știu, situației dezastroase în care s-a ajuns în momentul de față la noi în localitate. Haideți să vorbim un pic despre Comuna Cosova. Știu că, eu recunosc că nu cred că am fost vreodată acolo, știu că este situată undeva în nordul județului. Vă așteptăm cu mare drag. Promit să vin. Știu că este situată în nordul județului, cred că are un pic peste 4.000 de locuitori, dacă nu mă înșel. Undeva acolo, 3.000 și... Acolo, dar cred că cam astea erau informațiile mele. Poți să ne spui mai multe despre comună? Care este specificul? Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă? Specificul? Noi avem un specific total aparte față de celelalte localități care ne împrejmuiesc. Noi am fost întotdeauna, nu știu cum să vă explic, niște cetățeni care am ținut unii la ceilalți, care am fost apropiați unii de ceilalți, care ne-am dorit, am avut o echipă de fotbal care la nivel de județ cel puțin exista acolo în prim plan, făceau figuri frumoase. De lipsa implicării s-a ajuns în situația în care practic nu mai contăm. Suntem pe ultimul eșalon din divizia județeană. Bun. Și acum să revenim exact la frumoasa noastră emisiune, prea frumoasa emisiune, și vreau să vă spun că curg comentariile foarte rar. Recunosc și eu că foarte rar am avut atât de multe comentarii. Ștefan Alexandru, respect maxim. Emil CH, mult succes. Ramona, succes, om frumos și bun. Ana Maria, respect maxim pentru tot ce faci. Gabriel Brătilă, care ne dă e cu ochii pe noi și bea o cafea. Mihai Ionuț, aici schimbarea. Strugaru Constantin, succes maxim. Strugaru Constantin, care ne dă like. Leo Barmanu, mult succes. Mihai Ionuț, noua generație, este alături de Vasile Șerban. Gheorghe Dumitru, bună ziua, este dezastru în mediul rural. Camelia Ghiță, bravo, bravo. Pană Viorel, felicitări pentru frumoasă emisiune. Te salutăm, Viorel. Gabriel Brătilă, respect Vasile Șerban. Copzaru Sile, mult succes, domnul președinte. Succes maxim, Laura Andrei. Respect Vasile și curg în continuare. Mă bucur, înseamnă că sunteți extrem de iubit. Nu, o secundă, te rog. O să vreau să spun de ce te-am invitat practic aici. Zilele trecute am văzut un documentar scurt pe o televiziune națională și o să log colegii din redie dacă sunt pregătiți. Avem un material de la Digi care pe mine, sincer, m-a amuzat foarte tare și mi-am dorit să știu ce se întâmplă în acea comună. Dacă se poate regia să dăm materialul, vă rog frumos. Limită de comuna Joița este Cosova. Aici nu există rețea de apă, canalizare și nici trotuare. Oamenii sunt obligați să meargă doar pe șosea, printre mașini și tiruri. Uite, vine un microbus din față, trebuie să ne dăm puțin, să lăsăm să treacă. Și apoi ne putem continua drumul. Pe șoseaua principală din Cosova. Aici vii de pe un drum lateralnic și dai în șoseaua principală. Ai stop și trecere de pietoni. Unde o fi trecerea de pietoni? Dumnezeu știe. Chiar în fața primăriei. Primar este Lisandru Gabriel. Exemplu perfect că sporul pentru fonduri europene nu te face neapărat un edil mai bun. Deși se află la al șaselea mandat, nu știe cum arată și nici ce miros au banii europeni. Nici fondurile naționale nu îi par mai atrăgătoare. Potrivit unui răspuns al Ministerului Dezvoltării Regionale pentru Digi24, Cosova este una dintre puținele localități din țară care nu a depus niciun proiect de finanțare prin programul Angel Salini, cunoscut și ca PNDL-3. Dacă știți Angel Salini, pentru drumurile unde nu există apă și canal, nu are niciun rost să-ți facă investiția. Astăzi... Angel Salini este pe fonduri naționale. Eu vă întreb de fonduri europene. Da. În primul rând că nu puteam să accesăm noi, că noi suntem pe Asociația Dezvoltare Intercomunitară la Giurgiu și toate să fac de Consiliul Județean. Nu, zic orice proiect, orice, ați depus pe fonduri europene la... Uite ce? Nu. Deocamdată lucrăm la ele. V-am zis, sunt impedimente că nu putem atâta timp că n-am făcut încă patrimoni pe atâția ani. Deja lucrăm la inventarul domeniului public și privat. Nici acum, când miliarde de euro ne pică din cer ca o pară mălăiață, nu a depus vreun proiect prin PNRR. Dar cu PNRR de ce n-am depus? N-am depus. Acum lucrez cu echipa, mi-am angajat un administrator public să mă ocupe și el. De ieri
că de-aia dacă Venețier nu mă găsească, mi-a venit al doilea nepoțel. Nu te zic, de ce n-ați depus? N-am depus. N-am depus. Pur și simplu. Nu pur și simplu, au mai fost niște pendimente. Domnul primar spune însă că sporul de 50% l-ar putea scoate din amorțeală. L-ar putea, nu este sigură treaba. Da, ar fi, adică e un imbold care ți-ar mai da un șut în fund ca să mergi mai departe. Da, ar fi un argument. Și nu este un... Oh my God, Doamne ferește, așa cum spune domnul primar, niște pedimente? Pedimentele astea sunt grave, sunt inoportune și deranjează rău și ar fi bun sprijinul ăla, fondul ăla de 50% dacă li-l dă, că le mai dă un șut în fund. I'm speechless, sunt fără cuvinte. Cine l-a ales pe omul ăsta să vă reprezinte? Este la al șaselea mandat, înseamnă 22 de ani de când este primar. Și încă un mandat de viceprimar când comuna Cosoba făcea parte din comuna Joița, că erau 4 localități, a avut și un mandat de viceprimar pe raza comunei Joița, inclusiv Joița, Cosoba, Săbăreni și Băcu, plus celelalte mandate din 2004 până în momentul de față, fiind singurul primar de când s-a constituit comuna Cosoba. Ferească Dumnezeu dacă asta înseamnă pentru PNL dezvoltăm comunitățile din Giurgiu, pentru că acolo nu s-a mișcat nimic, satul ăla este rămas în evul mediu. Pare că a rămas așa că statornicia aceea care s-a născut la sat chiar face parte din comuna dumneavoastră. Am foarte multe întrebări și încerc să fac planul meu de emisiune cu întrebările, dar întrebările sunt mult mai interesante și atunci o să încercăm să... Bravo, succes, George Nicolae. Salutări, George. Domnul Grigorel, salut pe invitatul dumneavoastră. Un lucru bun că face parte din noua generație și ne bucurăm pentru asta. Dar vă rog să ne întrebați pe domnul Șerban dacă va ieși primar la Cosoba, va reprezenta doar noua generație? Nu. Asta a fost și mesajul meu din campania din 2020. Nu poți să reprezinți un segment anume. Trebuie să, și exact cum am spus, primarul tuturor generațiilor. Okay. Dar având în vedere că am o vârstă mult mai apropiată de ceilalți mai tineri și între noi este o prietenie creată la nivel comunitar, este normal ca ceilalți să vrea un primar tânăr și un primar care să poată fi alături de ei și să poată să le împărtășească gândurile și ideile. Dar nu poți să fii primarul doar unei singure generații, deoarece cei bătrâni sunt proveniența noastră, noi reprezentăm prezentul și ceilalți sunt viitorul. Deci trebuie să avem grijă să reprezentăm în mod corect și egal toate cele trei segmente. Încerc să fac față acestei emisiuni. Recunosc că mi-e greu. Curg comentariile în continuu. Vă rog să mă credeți. Nu am avut asemenea emisiune în care să am atâta comentarii. Vă dau cuvântul meu de onoare și vă mulțumesc Sunt pentru că ați acceptat să veniți la noi la emisiune. Încerc să mai citesc. Alexis Copoc. Este deplorabil ce se întâmplă. Trebuie noua generație să ia controlul. Cetățeanul este stăpânul și nu primarul la ordin. Emil CH, fratele lui Vasile Prescan din Las Fierbin, se referă la primar. Un om minunat. O să încerc să nu mai citesc asta, o să încerc să citesc decât întrebările esențiale. Felicitările o să le lăsăm. Domnule Șerban, ce părere au locuitorii comunei Cosoba despre domnul primar? Și aici mă refer la oamenii simpli. Părerea oamenilor simpli este aceeași pe care o am și eu, o avem majoritatea, dar știți ce se întâmplă având în vedere faptul că nu am mai putut fi comparat cu nimeni până acum și obișnuiți și cetățenii, ca marea majoritate, care se băteau cu pumnul în piept contra primarului și încercau să evidențieze lucrurile negative și direcția greșită pe care se deplasează această comună direcționată către domn primar, ca după o perioadă de timp să ajungă să țină de aceea și platou cu colivă. Vasile, spune lucrurilor pe lume așa cum te știi. Tocmai asta și fac. Oamenii au fost puțin mai sceptici în ceea ce privește decizia mea de a candida în 2020, fiind o alegere într-un timp destul de scurt, am avut și 4-5 luni la dispoziție în care am luat decizia necesară, tocmai datorită neregulilor, eu sunt o fire mai rebelă. De fapt, rebel, așa sunt născut, crescut în spiritul ăsta, nu am acceptat și nu am permis nimănui să mi se poată pună piciorul pe cap sau să pot fi controlat sau direcționat sau să aplaud lucrurile care nu sunt normale și în regulă. Tocmai asta a fost și decizia mea. Consider că este normal
ca să existe pe segmentul cetățenilor nemulțumiți și o persoană, cineva care se reprezinte. Le mulțumesc absolut tuturor care au fost alături de mine și sunt în continuare alături de mine. Vreau să îi informez că sprijinul va fi reciproc atât cât se poate din partea mea, echipei mele de consilieri, cât și a tuturor cetățenilor și în schimb să fie un schimb reciproc de încredere, susținere. Nici noi nu putem reuși fără cetățeni, nici cetățenii nu se simt, nu știu cum să vă spun, reprezentați și atât de înrădăcinați încât să aibă un sprijin și o bază, că cineva poate fi vocal sau poate fi vocea lor încât se reprezinte cu neregulile pe care le puteți observa și dumneavoastră. Dă menținut că legat de reportajul anterior au fost prieteni de-ai mei din facultate, foști colegi de muncă care m-au sunat și mi-au spus: mă, cumva la voi s-a filmat moromeții? Păi cam așa arată. Ce credeți că pot să le spun, că locuim la 18 km de București? E grav, e trist, e... Da, continuăm. Invitatul dumneavoastră a dat dovadă de real spirit civic și social în comunitatea sa prin dorința de implicare. Mandat după mandat, Ana Maria. Mandat după mandat a promis că va face și am rămas cu promisiunile. Este inadmisibil, așa ceva nu se mai poate. Alexis Copoc, așteptăm alegerile și promitem că și noi tinerii vom schimba acest primar care subminează drepturile cetățenilor și interesele comunei Kosova și să nu uităm tricourile albe și tricolorul românesc. Mihai Ionuț, avem încredere în Vasile Șerban. Strugaru Constantin, trebuie schimbat, are N mandate și nu a făcut nimic. Crisa Ioana, mult succes, Vasile, avem nevoie de un om ca tine în localitatea noastră. Ar trebui să veniți să întrebați toți cetățenii din comună ce părere au despre domnul primar. Mult succes, Iuliana Putinelu, aveți mare dreptate, segmentul răului trebuie înlăturat de la putere, ne-a făcut de râs rău domnul primar. Oh my god, o întrebare pentru invitat, dacă iubește diaspora? Da, iubesc absolut tot ceea ce este legat de România. Eu am avut o perioadă de aproximativ un an și câteva luni în care am stat în Germania, am muncit acolo, am avut ocazia să cunosc niște oameni absolut minunați pe care țin să-i salut cu această ocazie, frații Alexandrescu și frații Ioniță. Sunt niște oameni care țin alături românii, reușesc să-i ajute atât cât de mult pot și cât de mult vor prin implicarea lor personală. Sunt niște oameni absolut minunați și totodată am reușit și acolo să îmi implementez un stil de viață tipic românesc, încât decât distanța față de familie și de blocurile dragi, de prieteni, mă făceau să simt un dor și lipsa de România. Dar în schimb am fost și acolo primit și le mulțumesc absolut tuturor. Păstrăm legătura, suntem prieteni, suntem frați cu absolut toți românii care sunt în afară, suntem ai noștri, ne curge același sânge. Bun, ieri am văzut pe profilul tău de Facebook o filmare, vreo 14-15 secunde, în care se discuta cumva despre gunoi. În mare despre ce este vorba? În mare despre ce este vorba. În data de 25 ianuarie, conform actelor pe care domnul primar a ezitat să ni le prezinte ieri, ne le-a prezentat domnul vice acum vreo 3 săptămâni, noi, Primăria Kosova, OAT Kosova, facem parte din ADI, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Giurgiu. S-au luat o decizie ca cei de pe zona 3, noi și inclusiv încă 5 sau 6 localități, să nu mai existe prevedere legală între EcoSud sau ceva de genul, am înțeles, firma care... și ADI-ul. Acum ce se întâmplă? În februarie, în data în care trebuia să vină firma să ridice gunoiul, surpriză, nu a venit. Deoarece nu mai exista prevedere legală și nu puteau să ridice gunoiul, că din câte am înțeles nu erau primiți pe absolut nicio groapă unde să poate să reverse, să depoziteze gunoiul de pe raza localităților corespunzătoare. Surprins, nu doar cetățenii, cât și domn primar a părut surprins, deși pe 25 ianuarie a fost de acord cu semnătură și ștampilă, a luat la cunoștință acest aspect, în jur de 10 februarie, când nu au venit cei de la firma de salubrizare, se pare și el surprins că nu au venit. Înțeles. Și aici este problema. De ce nu există comunicare cu cetățenii? De ce nu sunt informați? Deci în acest moment există un contract activ nu. Pentru preluarea deșeurilor din comună? Nu. Și răspunsul a fost că nu se știe când. Deci în acest moment voi depozitați gunoiul la poartă, dar n-are nimeni cine să vină să vi-l ridice. Absolut nimeni. Hai să dăm și filmarea următoare. Sunt 13 secunde. După un moment, ca să nu uit următorul aspect. Dă precizat, domnul primar nu a știut să ne spună când se va găsi soluția. A zis că o să ne ofere luni un răspuns.
sau dacă se va găsi curând soluția, însă aș să ne precizeze că următoarea taxă va fi de cel puțin 40-45 de lei per locuitor. Cât plăteați până acum? Undeva la 18 lei. Aproape 100% mai mult. Hai te rog și filmarea cele 15 secunde și continuăm după aceea. S-o să trec peste faza aceea cu Ion Țiganu, care e deranjantă și este discriminatorie și ar trebui dat în judecată să plătească niște bani mulți. O să mai citesc decât câteva de astea și revenim. Îmi cer scuze, nu pot să fac planul de emisiune. România este a românilor, nu a slugilor din mandat. Întrebare pentru invitat. Așa, a umplut comuna cu câini. Asta a făcut domnul primar și gunoaie la 50 de lei care le aruncă pe unde poate. Le-am săturat până în gât de acest primar. Ce va face invitații dumneavoastră cu cei din diaspora? Cum va sprijini integrarea cetățenilor care vor să ia țara înapoi? Avem încredere în Vasile Șerban. Domnule Grigore, PNL, prin actualul primar din Kosovo, aș bate joc de comunitate. Domnul primar nu are niciun proiect de dezvoltare pentru localitatea Kosovo, așa cum susține PNL că dezvoltă Giurgiu și România. Hai să ne întoarcem un pic la discuția noastră. Mai avem 6-7 minute. Încerc să condensez și eu. Înțeleg că vreți să candidați în continuare la primăria din Kosovo. Da. Acum 2 ani ați pierdut la o diferență am foarte fost mică o diferență, de voturi. N-a fost chiar diferența atât de mică, pe cât nu a fost, cum să vă explic eu dumneavoastră, prezența a fost mare având în vedere nemulțumirile. Okay. Cetățenii, unii au fost constrânși și alții au fost, între ghilimele, oricum șantajați prin diverse metode. Recunosc că sunt uimit de mesaje și vreau să-mi spui, în cazul în care câștigi, care ar fi primele trei lucruri pe care le faci în prima lună de mandat. În prima lună de mandat, respect cetățenilor, administrarea corectă a lucrurilor de bun simț, inclusiv toaletare de copaci, lucruri absolut normale și uzuale pentru o comună care noi nu am avut parte în atâția ani, și începem să demarăm proiectele și începem să lucrăm. Ok. Pădurile sunt pline de gunoaie. Dacă asta este dezvoltare în 2023 într-o comunitate așa mică precum Kosovo, atunci e clar că trebuia o schimbare majoră. Mult succes, suntem alături de tine. Toți bikerii din Kosovo votează cu Vasile Șerban. Răsucen este top 2 sărăcie pe țară, depășește Kosovo la sărăcie. Vrem schimbare, ne dorim un viitor mai bun nouă și copiilor noștri. Avem nevoie de un caracter puternic așa cum este Vasile Șerban. Mult succes. Doamna Luminița Elena Putinelu, să le spui cum am stat an de zile fără curent electric, cu drumurile pline de noroi. Acum ne confruntăm cu câini de pe toate străzile, foarte mult, și gunoiul care de 2 luni nu mai venim. Stăm cu pudelele la porți, că la noi nu este la nimeni. Mult succes. Întrebați invitatul dacă la Kosovo există moșieri locali, cine sunt aceia. Da. Întrebați-l pe domnul Șerban de problema câinilor maidanezi și care e abordarea dânsului, pentru că nu mai putem merge pe stradă. Ce facem cu câinii maidanezi? Ok, această sesizare a venit în Consiliul Local din partea mea și a colegilor mei, și nu numai, chiar și a colegilor din Consiliu din partea PNL-ului, să găsim o soluție. Nu se vrea, nu se dorește, nu s-a pus niciodată în discuție, dezbatere pe acest subiect. Soluția nu o prevede, a zis că este ceva la nivel național și nu e imposibil. Din punctul meu de vedere, avem UAT Kosovo, deține anumite terenuri, anumite proprietăți. Cum s-a făcut investiții în tot felul de lucruri care eventual au fost investiții nefavorabile și derizorii, se pot betona, nu știu, o suprafață de teren, se pot face țarcuri. Adăpost pentru câinii locali, sterilizații, să existe un sistem de monitorizare. Noi avem sistem de monitorizare video în localitate, dar nimeni nu ia nicio măsură. Cei care sunt surprinși că aruncă animale pe câmp, în comună, să fie puși la muncă în acel adăpost. Numai prin puterea exemplului reușim să stopăm această situație ca să degenereze mult mai mult. La fel și cu ceilalți care își depozitează gunoaiele pe câmp. Acum să înțelegem că este o situație, între ghilimele, de urgență. Oamenii nu au unde sunt, dar ulterior și înainte ne confruntam cu această problemă. Dar nimeni nu lua măsură, nimeni nu lua nicio autoritate. Dar eu rețin un lucru de acolo, că omul ăsta n-a accesat
timp de 22 de ani niciun proiect european, niciun fond. Nu doar că nu accesat, nu. Vreau să întreb și eu, acolo aveți apă curentă, aveți canalizare, aveți gaze, aveți ceva? Gaze. Lumină, iluminat public, nu știu, mă întreb. Mie mi se pare că sunteți în evul mediu. Domnul Grigore, haideți că nu sunt chiar atât de în evul mediu. Suntem undeva puțin peste evul mediu. Am înțeles. Gaze avem, iluminat stradal avem. Aveți sistem de monitorizare? Sistem de monitorizare, da, doar că au fost, nu știu când, cu exactitate acum, un an și sau doi ani chiar, a fost un precedent în care s-au spart mai multe locuințe, dar primăria Cosova nu mai avea plătit abonamentul către firma care monitoriza videolocalitatea și nu a putut să ofere probe ca oamenii aceia să-și recupereze și prejudiciul, să se soluționeze cazul. Mai citim comentarii. Vrem primar competent, nu unul care să știe să acceseze. Vrem primar competent, unul care nu știe să acceseze fondurile europene. Kosova, singurul dintre comunele fără utilități din cauza incompetenței acerbe cu care ne confruntăm. S-a clocit gunoiul în tomberoane. Să le spui de taxa de gunoi care se ia și pentru copii. Doamna Gabriela Vasile, Corina Vasile. Laura Andrei, eu am făcut campanie de a strânge gunoiul din șanțurile pădurii. Sparg și tomberoanele. Votăm cu Vasile Șerban. Nu e emisiune electorală. Nu ajung 5 zile să ne spunem problemele și nemulțumirile. Exact. De-abia am primit mașina de la domnul primar pentru a ridica gunoiul de acolo și după astea nici măcar un mulțumesc sau să zică ceva împotriva mizeriei. Avem nevoie de un primar gospodar ca el, Vasile, ca primarul Alexandru, care își face restaurant și folosește mașina primăriei în scopuri personale și parcarea mașina primăriei. Ai dreptate, de la oameni ar porni schimbarea. Primarul ce spune de trotuare? Ok, primarul în atâția ani nu a fost în stare de o canalizare, a pus 3 bănci într-un parc de 10 ani și au rămas așa, nu avem nici coșuri de gunoi, toate nici nu pot să fac față să le citesc. Ok, legat de trotuare, ca să pot comunica în spațiu larg încât să afle majoritatea comunității. Am înțeles, de fapt, în 2020, până în alegerile locale, înainte ca noi să venim în Consiliul Local, că în anul 2020, când s-a votat bugetul, au stabilit ceilalți consilieri o sumă, nu mai știu cu exactitate suma, dar oricum de câteva miliarde de lei vechi, prin care se atribuia să se facă trotuar pe partea dreaptă a localității, dintr-un capăt până undeva la jumătatea localității. Drept urmare, din 2020 în 2023 nu există nici vârf de trotuar. Dar măcar din punct de vedere al, nu știu, investițiilor, aveți investitori pe acolo, ceva, întreprinderi, ceva, adică din punct de vedere al ăsta este atractiv comuna, că sunteți totuși la 18 km de București, mă gândesc că oamenii au unde să lucreze, sunt plătitori de taxe și impozite, bugetul presupun că are oarecare. Sunt una sau două câteva societăți care activează de foarte mulți ani și sunt oameni care sunt pe teritoriul OAT-ului. În schimb, după cum a spus și domnul primar, nu a reușit să termine inventarierea public și privată a localității. Ferească Dumnezeu, suntem la 33 de ani după Revoluție. Despre ce putem vorbi? În ședința de Consiliu de luna trecută s-a aprobat o sumă de bani pentru a extinde rețeaua de energie electrică, noi spunem în câmp, dar eventual pentru a dezvolta industrial localitatea. Însă, la dezbatere, când le-am propus, ok, vine curentul, vine energie electrică, dar nu trebuie să ne gândim și la infrastructură. Ok, va veni un depozit 2, 3, 4. Ce o să se întâmple? Cum o să se deplaseze? Care o să fie accesul? Cum o să fie debarasarea? Se va sufoca localitatea? Bineînțeles că nu. Eu știu că sunteți chiar aproape de Joița. Lângă. Și Joița este, cred că, cea mai bogată comună din județul Giurgiu. Au acel parcul acela, CT, parcul care este tot la fel. Da, sunt dezvoltați. Sunt extrem de dezvoltați. Este una dintre comunele care au cele mai mari venituri din ceea ce înseamnă taxe și impozite. Și presupun că până la voi sunt vreo 3-4 km. Nu, noi suntem lipiți. Nu mai există graniță. Ferească Dumnezeu. Și la voi nu au venit niciun fel de dezvoltare de acest timp? Unde să vină? Unde să vină? Vă întreb pe dumneavoastră. Dumneavoastră v-ați duce să investiți. Nu aveau ce să caute acolo. Undeva unde aveți doar terenul. Da. Domnul Șerban, e modest ca întotdeauna, chiar ne simțim că trăim în evul mediu. Este păcat că această comună să fie condusă de un om fără caracter. Și mai am aici un comentariu. Mario Diego, domnul primar, stă la birt, a cumpărat tractor
și stă în fața primăriei înfoliat. Da, referitor de tractor, ca să lămurim și situația asta. În ședința de Consiliu din 2021 s-a venit cu propunere că se va achiziționa un tractor pe AFIR, suma fiind de 25.000 de euro, banii ulterior fiind înapoiați. Niciun fel de problemă, toată lumea a fost de acord. E binevenit, îl putem folosi pentru dezăpezire, diferite activități legate, și vă spuneam, de toaletarea copacilor, doar că ele nu există, aceste activități. Surprinzător a fost că la următoarea ședință, domnul primar să vină să ne pună pe ordinea de zi, că va trebui să plătim suma de 40.000 de lei, taxa de consultanță a firmei care ne-a sfătuit ce tractor să achiziționăm. Am înțeles, era greu să luați o decizie. Da, dar nu a venit să o expună în ședința inițială, în care noi am votat pentru achiziționarea de tractor, să vină să ne și spună, da, dar de fapt vor trebui cei 40.000 de lei plătiți din bugetul propriu, da. Că nu mai era nimeni de acord. Și acum cetățenii au dreptate să fie supărați. Când a început să ningă, acum o lună și un pic, în ianuarie, tractorul era în curte și zăpada, până a intervenit firma de zăpezire, tractorul era în curte și cetățenii au o dreptate să fie supărați. Am sperat că reușim să facem această emisiune într-o jumătate de oră. Am depășit deja cu 7 minuțele, intrăm cumva într-un contratimp. Să rog colegii din regie să mai îmi dea voie 4 minuțele doar ca să putem să încheiem. În acest moment avem 99 de comentarii, extrem de mult. Majoritatea sunt oameni care sunt alături de tine, care te sprijină, te susțin. Nu neapărat care mă sprijină și mă susțin, oamenii care vor să evoluăm și care văd lucrurile la o scară normală. Oamenii din comunitate. Sunt cetățeni care nu interacționase cu mine personal, să avem legături apropiate, de prietenie, încât să... și chiar nu m-au votat, dar ulterior, prin acțiunile noastre, prin activitatea noastră din Consiliu, au reușit să poată discerne cum este normalul față de anormalul de până acum. Și ulterior s-a ajuns la o susținere mult mai mare, ceea ce le mulțumesc tuturor și le promit în continuare că voi rămâne același. Asta e camera la care te adresezi. Tu ai un jumate în care să le spui oamenilor din Kosovo ce așteptări să aibă de la tine. Așteptările vor fi pe măsură. Voi încerca să fiu cât se poate de imparțial, cât se poate de normal, să-mi păstrez în continuare o latură umană față de absolut toți cetățenii. Nu voi fi în cazul în care nu voi fi un primar pentru o anumită persoană, o anumită clasă, o anumită vârstă, voi fi primar pentru absolut toată localitatea, pentru absolut toți cetățenii și împreună cu soluțiile pe care și cetățenii le prezintă, putem dezvolta într-un mod frumos și armonios această localitate. Mulțumesc mult, Vasile, mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Mulțumesc frumos și eu pentru invitație. După ce am văzut aici, promit că vom face o emisiune acolo la voi în Kosova. Cu mare plăcere, oricând. Să se încălzească un pic timpul și promit că vom veni și să stăm o zi întreagă acolo, să discutăm cu mai mulți oameni. Mi se pare uimitor ceea ce se întâmplă aici. E un segment, o nișă pe care noi, cei din televiziune, nu am abordat-o foarte mult. E normal cu asemenea primar să ai asemenea nemulțumiri. Mulțumesc încă o dată pentru participare. Și vă mulțumesc pentru invitație și weekend plăcut tuturor telespectatorilor și dumneavoastră. Wow! Sunt surprins plăcut de prezența în emisiune a acestui domn. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat la noi. Jos pălăria pentru dumneavoastră. Această emisiune este cea mai bună emisiune din mass media giurgiuveană, tocmai pentru faptul că citește toate comentariile. Este prima oară când n-am reușit să fac acest lucru într-o emisiune, pentru că efectiv ar fi însemnat să nu mai pot să discut absolut deloc cu invitatul meu și l-am invitat pentru că mi s-a părut uluitor ceea ce se poate întâmpla la dumneavoastră în Kosova. Un primar de 22 de ani care n-a făcut nimic și dumneavoastră încă îl votați în continuare. Asta înseamnă administrație PNL, asta înseamnă să pui botul la vrăjeala la fiecăruia care vine și te minte că face ceva pentru tine. Vasile, îți mulțumesc eu personal încă o dată pentru prezența în emisiune. Mă bucur pentru tine, mă bucur pentru că nici măcar poate, unii nu înțeleg ce înseamnă această puzderie de comentarii. Înseamnă că o comunitate întreagă care s-a săturat de ceea ce vede s-a hotărât să ia atitudine. Și mi-ar plăcea ca nu doar la Kosova să întâlnim acest lucru, mi-ar plăcea ca toate comunitățile, indiferent de culoarea
politica a primarului, că e PSD, că este PNL, că este, poate să fie de la ce partid vrea, dar să aibă curajul să spună nemulțumirile în direct. Este weekend, este vineri. Vă mulțumesc. Se poate, mă scuzați că vă rog. Mesajele survin în urma minciunii și promisiunilor de 22 de ani. Sunt convins de asta. Da, comunitatea merită mai mult. Vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la noi. Ne revedem vineri, săptămâna viitoare, cu o altă emisiune la fel de frumoasă și la fel de interesantă. Weekend plăcut și multă căldură.